Bine ați venit aici la un nou Flexi Vlog. După cum bine vedeți, suntem aici cu New Bike Day, un IT Capra 2018, foarte fresh, culoare albastră. Am zis că nu strică să am două capre. După cum se poate observa, e o rachetă de bicicletă și cu ocazia noi biciclete am decis să trec și pe SPD-uri. După cum se poate observa, am zis că capra veche o țin pentru tricuri, pentru chestii, trestii, hoia, bacii, nou footer de alea. Și e un fel de slop duro și cu asta ne dăm la enduro frumos. Bă, hai, fă-ne un bike check la nevoția asta. Bike check. Avem aici o furcă RockShox Lyric frumoasă de 170 mm. Avem aici un shock super deluxe, bombă, rachetă, ultimul răgnet de 160 mm. Trecem la genți. Sunt niște DT Swiss-uri ca pe vechea capră, cele mai beton jante, uitați aici. Sunt construite din fer beton. Deci puteți să dați case-uri, whip-uri neredresate, tot ce vreți, nu se strică, n-au moarte. Frâne, ce frâne ai? Niște frâne Măgura în 4 pistoane, niște frâne de, cum să zic, filmează aici, după. Deci fac o din asta și deja m-am și oprit, bă, de la 50 la oră, vă jur. Am înțeles direct în cap. Avem rutare internă, ceva foarte sexy. Nu mai vin cablurile pe aici. Și aici intră frumos în cadru. Avem un schimbător de ore cu clutch de 11 viteze. Bă, sincer să vă zic, nu e foarte wow, dar e mai ok decât un JX vechi. O transmit single speed pe față, 1x11. Niște cauciucuri Maxxis, pe față avem un DHF de 2.4 și pe spate un DHR de 2.4. Bă, cauciucurile astea țin rachetă. Și ce am uitat să menționez, ăsta aici niște discuri tot Măgura de 200 față și 180 spate. Și ce să vă mai zic, dropperul. Un dropper de la E13. Stai să vă fac aici cum se ridică. Deci rachetă. Dă degetul să fac și eu. Deci atât. Decolează, bă. Cu cât ai venit de bicicleta dacă ar fi să o vinzi? 13.000. Atât. A, și ce am uitat să zic, niște mașini de la Ergon, Povie, Sam Pilgrim. Pipa asta. În rest, bicicleta e foarte top. Și cel mai important lucru dintr-un bike check, lipirea. Să vedem dacă trece testul suprem. Nu. Fața e rachetă. Acum să vedem dacă trece și spatele. Bă, o fost și spatele, dar hai că mai hai, fac. Hai, încă un try cu fața și spatele. Încă o dată. Bun. E foarte top. O tură mai încolo. Uitați-vă pe copilul ăsta ce cap are, uite-te aici. Nu, lusura că nu-i în cap urechile în full face. Am uitat să mai menționez ceva, butuși de te șuiți. De te șuiți. Lipsește firma rulmenților, mă. Exact, bă, ce firmă sunt rulmenții? Bă, Santa Cruz, așa-i? Da, Santa Cruz. Bun. Ia mâna, bă. Revenim cu cadre când ne dăm. Acum o să mergem să dăm un try la Roadgap, să vedem cum se simte cu SPD-uri. Pe rădăcine aici, frumos, deci hai să mergem să ciocănim traseul. Vine, bă! Vine, bă! Vine, rachetă! Brrr! Hopa! Da ce e asta? Pe asta v-o dat seapă, mă, mâncava și gura, că bicicleta e a mea. Ce-ai făcut, bă, băiatule? Zi, bă, ce părere ai? A apărut coșmarul. A apărut coșmarul înapoi. Ceva, tată. Bă, de ce ne-ai mințit? A cui e bicicleta? Zi-i drept. A lui George 12. S-o simți foarte top. Mulțumim, mai venim. Roncă ne bate, nu bate. Asta decideți voi cum să o zic pe filmare. Ia.
Zine, părere despre noua achiziție. Bă, nu știu că nu m-am dat, dăm papucii. Da, trebuie să facem schimb de papuci și îl filmăm și pe domnul George. Aia zic. No, acum după ce te-ai dat, ia spune-ne trei lucruri care îți plac la această bicicletă și trei lucruri care nu-ți plac. Bun. Deci să începem cu ce îmi place. Sau nu, cu ce nu-mi place. Cu ce nu-ți place. S-auzi. În primul rând, se putea o transmisie mai bună. Nu schimbă prost, nu troncă-ne foarte tare, dar... Se putea mai se bine. Se putea și mai bine decât Shimano de ore. Nu mai îmi place cauciucul de pe spate... E destul de dus, e mâncat. Și aici nu-mi place că sună cablurile înăuntru. Sună cablurile în rutare internă, dar asta nu e ceva grav, se rezolvă. Și ce îmi place la bicicletă, în ultimul rând, suspensiile, setup-ul de suspensii merge foarte bine, combinația RockShox Lyric cu Super Deluxe. Îmi mai plac frânele, setup-ul de frâne e foarte bun, Magura MT5 în 4 pistoane. Și cel mai important, că eu urc mult pe biță, îmi place șaua, e destul de comodă. Frumoasă și culoarea albastră. Vă recomand să urcați pe jos când aveți ocazia, lăsați mașina, băgați șoantele în pedală. V-am pupat! Între timp a venit și domnul Horică Berică, de profesie XS Mui. Ia, fă-ne un bike check. Că deci avem aici un bolid de XS. Aici avem un Canyon Lux 2022, modelul CFSLX, roz de carbon, DT Swiss, full Fox. Full Fox, check Fox. 32. 32, frumos, cu spate. Kachima. Full. Angrenaj de carbon, transmisie XTR. Ce frâne avem? Shimano XTR. XTR. Că nu trebuie mai mult. N-am avut bani de 4. Și aici ce avem? Tablou de bord. Aici avem un computer de bord. Cum se numește? 1030 plus. Și un dropper. Ia, arată-ne dropperul cum se ridică. E foarte top. Și acum, întrebarea românului. Se lipește? Nu se lipește. Sigur nu se lipește. Da. Eu zic să-i facem un test. Care-i dropul româncat? Nu, de cauciuc, de cauciuc. Așa. Și ridică? Nu, de ghidon. Dă lipinul, s-o lipit. Ce-i asta? La gunoi! Să vedem spatele. Să vedem spatele. Nu se lipește. Nu, bate. Nu, troncă-ne. Un coteț. Hai, bă. În fine, acum zi-ne o părere de final despre această capră. Că până la urmă aceasta este o bicicletă, bijuteria videoclipului. O bicicletă foarte frumoasă. Păcat de transmisie, dar în rest arată super mișto. Ce notă îi dai? 8.000. E top. Top. Ce părere ai că ți-o dat 8? Bă, mersi, dacă sunteți interesați, eu o vând, DM la George12, Mushroom Squad sau Dani Flex. O vând cu 13.000 de lei negociabil, puteți să scrieți oricând, Doamne ajută-vă!
Și nu uitați că dacă v-a plăcut acest clip cu capra mea care a apărut pe fundal și cu bestia asta de bicicletă, să dați follow pe Instagram la Mushroom Squad. Aveți aici pe ecran Instagram-ul, follow la Dani Flex, follow la George 12 și noi ne vedem în următorul clip. Ciao!